Încă un moment istoric. Neața tuturor sau bună dimineața sau bună seara, bună dimineața, oriunde ați fi. Suntem în Shanghai, în Vietnam din nou. Am mai folosit clișeul ăsta. Urmează o călătorie cu Maglev. După ce am mers cu trenul de mare viteză, urmează să ne urcăm într-un tren Siemens, Maglev, care vine de la Magnetic Levitation. Singura linie comercială de Maglev profitabilă din lume. Oare de ce? E făcută în China, 431 de km/h, 30,5 km lungime totală, în 7 minute și puțin. Astăzi ajungem la aeroport după o călătorie cu mașina în timpul săptămânii de 3 sferturi de oră până la gare din oraș. Da, let's go! Haideți împreună să vedem o nouă ediție din aventurile lui George și Marian. Stai așa flexat. De aici cumperi biletele și dacă ai mai mult de 1,30 m, e ok. Așa scrie acolo. Numai ca să aibă, și sub 1,3 au reducere. Asta este unul dintre puținele locuri unde 1,80 m nu te ajută. Dimpotrivă. Construcția a început în 2001, George, ți-a căzut apa asta. 2001 și a fost gata în 2004. Cum? În 2004 a fost gata. 2004, are deja 15 ani de când funcționează? Da. Și câte sunt în Germania între timp? Cred că e doar o testare. Okay. Da, da, da. Let's go. Da, dar chiar și asta. Ca să fie mai ușor, ca să consumă mai puțină energie. Exact. Pentru că, practic, tot sistemul ăsta de levitație magnetică trebuie să susțină niște zeci de tone cât are tot trenul. Și lung. Trenul ăsta știi cât are? Cât? 153 de metri. Fantastic. Viteza maximă pe care poate să atingă acest maglev cu pasager la bord este de 431 de km/h. În rest, când nu merge cu viteza asta de 431 de km/h, merge cu 50 de secunde mai lent, deci abia dacă simți. Dar mi se pare fantastic că poți să faci traseul ăsta de 30 de km în 7-8 minute, cam asta este media, fără întârzieri, și asta mi-aduce aminte de Otopeni București. Distanța dintre Otopeni și gara de Nord este mai mică de 30 de km. 15 km, chiar mai puțin. Deci 15 km, deci ar fi durat... A început. Ce repede accelerează? Seamănă un pic cu avionul. Accelerează mult mai repede ca trenul de mare viteză. Sunt așa mici trepidații. Val de Nască. Suntem în Boloboc, 222 de km/h într-un minut. Deci ar trebui ca în următorul minut să ajungem la 250 de km/h. De ce repede accelerează? Tesla, dar poate George asta. maglev și asta îl face mai economic la întreținere față de un tren obișnuit, e că nu există pise în mișcare. N-ai roți, n-ai frâne, totul este pe bază de conexiune wireless. Cred că asta este și viteza maximă pe care să o atingem. Dar am parcurs deja, nu știu, chiar dă pe like